inițiată de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes european desfășurat la nivel internațional. Anul acesta, evenimentul a fost sărbătorit în toată Europa, în data de 13 mai, când muzee din 10 de țări europene și nu numai și-au aprins luminile și și-au deschis porțile, gratuit, în aceeași noapte. La Hunedoara, miile de participanți la evenimentul organizat de Primăria Hunedoara la Muzeul Castelul Corvinilor au avut parte de o noapte cu adevărat magică. La Hunedoara, miile de oameni care au dat curs invitației de a participa la Noaptea Muzeelor, eveniment ce contribuie la conturarea și aprofundarea identității noastre culturale, au avut acces gratuit în incinta Muzeului Castelul Corvinilor, Muzeului Casa Breslelor și Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara. De data aceasta, povestea tema ediției a fost Drumul Corvinilor. În urma unui proiect care s-a numit pe urmele lui Iancu de Hunedoara, de aici Drumul Corvinilor, mă bucur că este atât de multă lume și în seara aceasta la Noaptea Muzeelor. Este un eveniment pe care îl pregătim an de an și iată că ne iasă într-un cuvânt. Cred că sunt câteva mii de oameni prezenți în această Noapte Hunedoara și se pot bucura de un spectacol frumos aici la Castelul Corvinilor. Până la urmă este emblema noastră, este din identitatea noastră ca și cetățeni ai municipiului Hunedoara, indiferent de locul în care s-au născut mulți dintre ei, faptul că s-au împământenit aici, acasă la Hunedoara, reprezintă mult și pentru ei, să le dăm o identitate ca oraș, o identitate de grup, acel patriotism local de care are nevoie orice oraș din România. Este o poveste pe care care a fost începută în urmă cu sute de ani de către familia de Hunedoara și pe care suntem obligați să o ducem mai departe. Sper că toate evenimentele care se organizează la castel să fie pe placul celor care vin să viziteze castelul și, de ce nu, să viziteze și orașul nostru, pentru că Drumul Corvinilor înseamnă nu doar Castelul Corvinilor, ci înseamnă și orașul Hunedoara. Evenimentul, organizat la unul dintre castelele cotate drept printre cele mai frumoase din România și Europa, a atras turiști și din alte județe, dar și pe români din străinătate aflați în vizită în țară. Dinamica luminii cromatice pe fondul întunericului i-a transpus pe vizitatorii bătrânului castel într-o altă lume, cea a viitorului. Bună seara, în primul rând! Mă bucur că sunt astăzi aici cu voi! Peste tot, cum s-ar spune, e păcat. E un eveniment frumos și e păcat să lipsim. De ce nu? O nouă ediție, o nouă Noaptea Muzeelor. Cum mi se pare ideea de a aduce ceva foarte nou, jocul de lumini, alături de ceva atât de frumos cum e Castelul din Hunedoara? Mi se pare ideea foarte interesantă și pare să aibă și efect, având în vedere numărul de participanți la eveniment. Este o idee extraordinară, văd că atrage foarte multă lume, în special tineret, ceea ce mă bucură foarte mult. Este o experiență foarte frumoasă și ne bucurăm faptul că se incorporează și lucruri noi în tradițiile hunedoare. Cu tinerețea și energia lor, tinerii au dat viață nopții pe ritmurile muzicii electronice selectate de DJ T-Box. Da, îmi place foarte mult aici, e un super vibe și îmi place, anul ăsta am fost și voluntar și chiar îmi plac astfel de activități. Mi se pare că e o metodă foarte bună să comunicăm și să ne cunoaștem. Desigur, atmosfera e foarte plăcută și noi cum să dansezi. E pe placul vostru al tinerilor. Da, ne place foarte mult pentru că suntem tineri. Super, modernist, super modernist. Foarte mulți tineri, foarte mulți tineri, copii, toată lumea. Deci mi se pare minunat, excepțional. Foarte faină ideea. N-am văzut atâția tineri și bineînțeles că mai ales noaptea să fie pentru ei e o chestie super. Se aseamănă cu Occidentul, deci wow. Foarte multă da. Un public numeros, așa cum ne-am obișnuit la Castelul Corvinilor, cu ocazia Nopții Muzeelor, este un eveniment care an de an este organizat de Primăria Municipiului Hunedoara și care, așa cum bine se poate vedea, se bucură de o mare popularitate, atât în oraș cât și în împrejurim, pentru că avem vizitatori din toate județele învecinate. Îmi place foarte mult muzica și te mai deconectezi de toate! Apreciez cel mai mult orașul ăsta! E cel mai frumos aici!
Nu doar distracția a avut mare căutare, ci și vizitarea expozițiilor aparținând muzeului Castelul Corvinilor, muzeului Casa Breslelor și muzeului de arheologie, istorie și etnografie Hunedoara, pentru că Noaptea Muzeelor este un eveniment ce contribuie la conturarea și aprofundarea identității noastre culturale.